În dimineața aceasta vom vorbi despre cele trei cine pe care le găsim în cartea Apocalipsa. Vedeți, dragilor, în antichitate, cât și astăzi, cina era un moment de destindere în viața de familie și în societate. Era un moment când oamenii își terminau activitățile fizice, veneau de la locul de muncă, se aranjau, se așezau la masă și acolo începeau discuții, aveau părtășie, vorbeau despre reușite, despre eșecuri, împărtășeau victoriile de peste zi, vorbeau unii cu alții, se apropiau unii de alții și era un timp deosebit de frumos. Să știți, dragilor, că dincolo de convorbirile din familie, existau și aspecte religioase, deseori, în cadrul cinei. De exemplu, erau în religiile păgâne oameni care duceau ofrande zeilor lor. În iudaism, de exemplu, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, știm că a cerut evreilor ca seara aceea, cina aceea deosebită să fie pusă deoparte și să se numească masa pascală. În creștinism, noi avem astăzi cina Domnului. Pe de altă parte, să știți că la romani, de exemplu, cina avea mai multe etape. Întâi de toate, cina începea cu o gustare și în cadrul acestei gustări am citit la un moment dat că se mâncau scoici, lăptuci, ouă, crustacee și pentru că erau romani, întotdeauna beau vin amestecat cu miere. Aceasta era prima parte a cinei. În cea de-a doua parte a cinei, să știți că se serveau de la 2 până la 7 feluri de mâncare. Romanii chiar mâncau. Însă, în partea introductivă a celei de-a doua parte, romanii nu făceau altceva decât să se închine zeilor lor, luau un pahar de vin sau un pahar de lapte, îl vărsau pe pământ ca ofrandă adusă zeilor lor și după acest ritual aruncau pe altar făină amestecată cu sare. După cum spuneam mai devreme, evreilor Dumnezeu le-a poruncit în Egipt să dea un nou curs cinei când a instaurat Paștele. Tot astfel, în cadrul mesei pascale, Domnul Iisus Hristos a instaurat cina. Pavel mai târziu spune, mielul pascal a fost jertfit. Dacă ne uităm în ansamblu în Scriptură, vom vedea că aceste cuvinte care descriu acțiunea de a mânca, mesele și hrana, apar de peste 1000 de ori în Scriptură. De peste 1000 de ori găsim aceste cuvinte în Scriptură. Să știți că ospătarea presupune sărbătorirea și buna dispoziție și este profund relațională. Este profund relațională. De să știți că atunci când cineva vă invită să luați masa cu el, cu ea, cu ei, înseamnă că oamenii aceia chiar vă iubesc. Da? Este profund relațională. De fiecare dată când am chemat prieteni la noi acasă ca să stăm la masă împreună, să știți că am făcut din dragoste lucrul acesta. Însă, dragilor, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că ospețele, inclusiv cel de Paște, erau adunări spirituale care atrăgeau atenția înspre Dumnezeu, spre măreția sa și spre scopurile sale răscumpărătoare. Cina mai este și o ocazie de afaceri. Cina mai este și un loc de distracție, o celebrare a unor reușite, o manifestare a materialismului. În vremurile din urmă spune Scriptura că oamenilor le va plăcea cumva să mănânce și să bea. Demersul lor este unul pur materialist, da? A îmbuibării, a aniversării zilei de naștere. De exemplu, în Marcu 6:21, regele Irod, spune cuvântul lui Dumnezeu, își prăznuia ziua de naștere și a dat un ospăț boierilor săi. De aici, o parte mai conservatoare a fraților noștri penticostali au zis că nu e bine să țerbezi ziua de naștere, că se poate ajunge în aceeași situație ca și Irod. Contextul lui Irod este diferit. Noi sărbătorim viața pentru că Dumnezeu ne-a dat viața. Așa că să nu mergem în latura aceasta în care anulăm și anihilăm toate bucuriile vieții. Fiecare an pe care îl parcurgem e un har din partea lui Dumnezeu, ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare ceas și mai ales de vârsta frumoasă pe care Dumnezeu ne-a dat-o până în ziua de astăzi. Vedeți, pe de altă parte, mai găsim aspecte de cină în cuvântul lui Dumnezeu. Luca 14 spune cuvântul lui Dumnezeu că un om a dat o cină mare și a chemat pe mulți să vină. Să din nefericire, cu toate acestea, mulți dintre invitați și-au găsit scuze și nu au participat.
Ioan 12 ni se spune că în Betania, în cetatea Betania, Domnul Iisus Hristos a luat cina cu Lazar și surorile lui, Marta și Maria. La această cină, Maria a uns picioarele Domnului Iisus Hristos cu un de lemn scump de nard. Fiecare dintre evanghelii, dacă ne uităm cu atenție, a dat o relatare despre cina Paștelui, sau așa cum este cunoscută în mod tradițional, ca ultima cină pe care Domnul Iisus Hristos împreună cu cei 12 ucenici ai săi au purtat-o împreună. În 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel ne dă ceea ce a primit de la Domnul Iisus Hristos, rânduiala cinei Domnului nostru. Cina, spunea fratele Alin în dimineața aceasta, cina este, dacă vreți, un memorial, un timp de aducere aminte. Ne întoarcem cu toată atenția spre cruce, spre moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi și zilele trecute și ieri, 1 noiembrie, oamenii au celebrat Halloween-ul, da? Pornind de la o sărbătoare a sfinților, a ajuns la o sărbătoare a morților, oamenii se deghizează în dovleci, în bostani, în vampiri, în criminali, părinți care își îmbracă copiii cu haine pătate de sânge, cuțite în mână. Vedeți, simulează acte de violență, simulează acte de violență. Părinții aceștia sunt inconștienți de lucrurile pe care le propagă și pe care le aduc în conștiința copiilor lor. Ar trebui să ne îndreptăm privirea în alte direcții și slavă Domnului că avem cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii sărbătoresc morții, noi sărbătorim pe Cel care a înviat dintre cei morți și numele Lui este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Dragilor, de fiecare dată când luăm din pâine și de fiecare dată când luăm din pahar, ne aducem aminte de suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Ne aducem aminte de moartea Lui pe cruce. Ne aducem aminte de prețul nespus de mare pe care Dumnezeu l-a plătit pentru fiecare dintre noi. Prețul trupului Său care a fost frânt și prețul sângelui Său prețios care s-a vărsat pentru fiecare dintre noi. Un sânge care are atât de multă putere să elibereze toate conștiințele acelor 8 miliarde de oameni de pe pământ. Sângele lui Iisus Hristos poate opera și astăzi cu putere peste toată omenirea prezentă în anul 2024. Și este singurul care rezolvă această problemă capitală, sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. Deci noi când stăm aici, dragilor, am vrut să zic doamnelor și domnilor, da, și dacă spun așa nu e o problemă, când stăm aici și ne împărtășim, noi celebrăm viața din Iisus Hristos. Celebrăm restaurarea ființei noastre, celebrăm mântuirea noastră în Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita în dimineața aceasta în cartea Apocalipsa și vom vorbi despre cele trei cine pe care le găsim în această carte. Nu sunt mai multe. O să căutați și o să vedeți că nu sunt mai multe. Prima cină pe care o descoperim aici în cuvântul lui Dumnezeu este cina salvării sau cina mântuirii. Cina salvării sau cina mântuirii. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20, Domnul Iisus Hristos vorbește și spune bisericii astfel. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. O invitație deosebită. Dragilor, deseori la evenimente, pentru că nu încăpem toți de pe planetă, sunt invitați oamenii mai speciali, oamenii care sunt mai apropiați, depinde de eveniment. La o zi onomastică îți faci o listă, te gândești pe cine să chemi, uneori chemi pe cei mai apropiați, alteori mai faci cu schimbul, că nu te ajută casa, nu te ajută masa, nu te ajută bugetul financiar. La alte evenimente importante sunt invitați oameni din domeniul respectiv. Eu am participat la multe mese, la multe bancheturi, am participat la multe evenimente deosebit de importante. Să știți că la aceste evenimente am participat întâi de toate pe baza unei invitații și pe baza faptului că am fost trecut într-un registru. Deci, de exemplu, am fost la mic dejun cu rugăciune în Parlament. Înainte să intri în Parlament și să ajungi la masa festivă sus, acolo unde este ospățul și acolo unde se desfășoară evenimentul, trebuie să treci de filtru de cum se cheamă, de securitate.
Dar înainte de filtrul de securitate, sunt niște persoane cu niște liste care stau acolo și spun: bună seara, bine ați venit, numele dumneavoastră, Jivan Alin. Odată mi-au dat emoții, toți s-au uitat, au dat foile, nu m-au găsit, am zis, o fi uitat Robert Sigarto să mă treacă pe listă, că el m-a invitat. Și după aceea s-a uitat mai bine și a zis, ești pe listă, aleluia, am trecut, ne-am dus înainte. Vedeți, la anumite evenimente n-avem loc toți, nu suntem chemați toți, de obicei trebuie să spunem că la evenimente mai importante sunt invitați oameni care, nu știu, fac parte din zona politică, din zona unor instituții importante de stat și alte sfere unde găsim foarte multe personalități. Vreau să vă spun, dragilor, că la masa salvării poate să vină oricine. La masa salvării poate să vină oricine. Invitația pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face, o face pentru toți cei 8 miliarde de oameni de pe pământ. La masa salvării poate să vină oricine de pe pământul acesta. La anumite evenimente, da, există acolo un număr de persoane, de personalități care pot participa. La masa salvării pe care o descoperim aici în Cartea Apocalipsa, prima masă, poate veni oricine. E adevărat că nu oricum, dar poate veni oricine. Spune cuvântul lui Dumnezeu în text, ca să rămânem în contextul acestui verset pe care l-am citit, că întâi de toate, fiți atenți ce vă spun, apelul este făcut unor credincioși care sunt deja parte într-o biserică apostată. Deci, prima chemare pe care o descoperim aici, o descoperim că este făcută în dreptul unor oameni care practică religia. Din nefericire, biserica în vremurile din urmă sau religia în vremurile din urmă va ajunge într-o zonă de apostazie, de îndepărtare deliberată de adevăr, de doctrina fundamentală a mântuirii a Domnului nostru Iisus Hristos. Și apelul pe care Domnul Iisus Hristos îl face aici, îl face unor oameni care practică religia, vorbesc despre Iisus Hristos, dar Iisus Hristos este la ușă. Nu-i paradoxal? Că atât de multă manifestare de religie și atât de puțin Hristos înăuntru, atât de puțin Duh Sfânt în închinare, atât de puțin Duh Sfânt în predicarea cuvântului lui Dumnezeu, atât de puțin adevăr fundamental în mesajele pe care le rostim. Și din nefericire, oaspetele de seamă, Hristos, este la ușă. El stă la ușa bisericii, bate și spune, dacă aude cineva, și vreau să vă spun că cineva poate să fie oricine în dimineața aceasta, și în dimineața aceasta fiecare dintre dumneavoastră aveți șansa să stați la masa salvării. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fiindcă atât de mult, așa în ploare, are dragostea lui Dumnezeu, încât dragostea lui a fost revărsată peste întreaga omenire. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Și acum ascultați, încât oricine poate veni la masa salvării. Oricine crede în Iisus Hristos va fi salvat și va avea parte de marele beneficiu de a sta la masă cu Domnul. De obicei, când se eliberează ostaticii de război, primul lucru pe care îl fac oamenii aceștia când sunt eliberați e că cei care i-au eliberat îi duc la o masă festivă, le dă să mănânce, îi îmbracă și o zi de sărbătoare. Domnul Iisus Hristos a intrat în închisoarea în care diavolul ne ținea captivi, a adus mesajul salvării, a rupt lanțurile robiei și a pus înaintea noastră o masă de sărbătoare, un ospăț extraordinar de mare. Ce facem noi în dimineața aceasta este că celebrăm masa salvării. Suntem salvați prin Iisus Hristos. Participăm la masa salvării. Am fost ostatici, am fost prizonieri de război, Hristos ne-a eliberat, ne-a răscumpărat cu preț de sânge, a plătit prețul pe cruce pentru fiecare dintre noi și în dimineața aceasta, uitându-ne la trupul și la sângele Domnului nostru Iisus Hristos, dragilor, noi celebrăm masa salvării. Hristos este salvatorul și noi toți cei de aici suntem salvați. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă cineva nu poate să participe la masa Domnului, să știți că este doar problema acelui om. Pentru că invitația este făcută oricărui om. Invitația este făcută fiecăruia dintre noi. Vedeți, oricine crede în El, oricine crede în El, poate să ajungă să fie și să celebreze masa salvării.
Domnul Dumnezeu invită pe toți, spune, El cheamă pe oricine El dorește, ca niciunul, ascultați-mă. În intenția dragostei lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea să piardă pe niciunul, pe niciun om. Dumnezeu este interesat de toți oamenii de pe planetă, în toate generațiile. Dumnezeu a fost interesat de oameni și este în continuare interesat. Spuneam, dragilor, că după statistica aceasta biroului de statistică a populației, spun oamenii aceștia că de la Hristos pe pământ au trăit undeva la 110 miliarde de oameni. 110 miliarde, de la început, de la Geneza până în prezent. 110 miliarde de oameni. Biroul de statistică a populației spun, oamenii aceștia spun, că din 110 miliarde doar 2% au trăit înainte de Hristos. Și 98% din cei 110 miliarde de oameni au trăit după Hristos. Asta știți ce înseamnă? Că Dumnezeu a organizat atât de bine istoria și venirea și creșterea exponențială a populației, încât toți oamenii să intre în mesaj cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Și mesajul este adresat întregii omeniri. Veniți, dragilor, în dimineața aceasta, pocăiți-vă de păcatele dumneavoastră și stați la masa salvării. El invită pe toți cei trudiți și împovărați: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Este mesajul care a străpuns inima colegului meu, Mircea Zamfir. Îți mai aduce aminte la Izvorani? A venit la mine la baza hotelului și mi-a zis: văd că te-ai pocăit, văd că te-ai întors la Dumnezeu, vreau să stau de vorbă cu tine. Și a venit seara în cameră și am vorbit, mi-a povestit despre eșecurile lui, despre reușitele lui, nu trebuia, că eram colegi, știam multe lucruri. Și în contextul în care noi vorbeam, am rostit acest cuvânt: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. A ieșit pe balcon pentru că a fost pătruns de cuvântul lui Dumnezeu. Și a venit și a doua seară la rugăciune, și a treia seară, și după câteva zile de rugăciune, Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt în timp ce stăteam pe genunchi la rugăciune. Invitația este făcută oricărui om de pe planeta aceasta. Îi invită pe toți cei însetați: vino, și să vină cel însetat și oricine vrea să ia apa vieții, fără plată! Fără plată Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. El promite că îi va primi pe toți. Promite că îi va primi pe toți. Nu știu câte păcate ați făcut în dimineața aceasta. Nici n-aș vrea să mă gândesc la ele, dar știu că a plătit Hristos pentru păcatele dumneavoastră. Astfel veniți ca să puteți să celebrați masa salvării. Ce bucurie că putem să stăm la masa salvării în dimineața aceasta. Ce bucurie că suntem salvați. Ce bucurie că Salvatorul este prezent în mijlocul nostru. Da? El promite că îi va primi pe toți cei care vin. Pe cel ce vine la mine, spune cuvântul Domnului, nu-l voi izgoni afară, nu-l voi izgoni în niciun fel. Oricum ai fi, vino la Hristos ca să stai la masa salvării în dimineața aceasta. După textul pe care l-am citit, vedeți, dragilor, există butonul de a deschide ușa sau clanța, este pe interior. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, glasul îl auzim în conștiința noastră în dimineața aceasta. Domnul Hristos nu este la ușa bisericii acolo, este la ușa inimii noastre, la ușa conștiinței noastre. Și dacă auzim glasul și îl primim pe Hristos, El vine și cinează împreună cu noi. Noi nu doar comemorăm amintirea jertfei lui Hristos, ci celebrăm prezența spirituală a Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu noi astăzi la cină. Spuneam deseori această întâmplare: când eram în lot, când eram în lotul național, am vestit Evanghelia Domnului Iisus. Și un coleg de-al meu care dormea cu mine în cameră venise la biserică, din cauza unui val de persecuție, s-a intimidat. Și în momentul în care s-a intimidat, s-a înrăcit și față de mine, cu toate că stăteam în aceeași cameră. Într-o noapte, Dumnezeu a lucrat într-un mod în care ne-a luat prin surprindere pe amândoi. În aceeași noapte, amândoi am avut același vis. Am visat că acest coleg al meu stătea la ușa camerei, dar nu s-o deschidă. Și punea umărul, stătea cu umărul pe ușă, ținea foarte bine de clanță, în așa fel încât după ușă era Hristos, care voia să intre în viața lui, și el ținea ușa cu forța ca Domnul Hristos să nu intre în viața lui. În același moment ne-am ridicat amândoi din vis și când ne-am zis, i-am zis: Cosmin, zic, am avut un vis tare ciudat cu tine. A făcut un șoc că n-am mai putut să doarmă toată noaptea și a zis: același vis l-am avut și eu.
Acum, dragilor, dați-mi voie să vă spun, dacă nu suntem parte și nu celebrăm împreună la masa salvării, problema este doar la noi. Nu-i vinovat Hristos, nu-i vinovată biserica, vinovați suntem noi. Vă rog din suflet, veniți să participați la masa salvării. Ce bucurie să fim astăzi la masa salvării. A doua masă pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu este cina sfinților. Deci masa salvării, acum este masa sfinților, sau ospățul nunții mielului. Vreau să vă spun, dragilor, că dacă nu participăm la masa salvării, n-avem nicio șansă să participăm la masa sfinților, la ospățul nunții mielului. N-avem nicio șansă. Cine nu participă la masa salvării, cine nu se va logodi cu Hristos făcând un legământ cu El, nu va putea să fie mireasă în momentul nunții. Nici de cum. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, Apocalipsa 19, de la 6-9. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Apoi mi-a scris: fericiți sunt cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ca să dăm valoare acestui text, trebuie să ne uităm din nou în context. Și vreau să vă spun ceva, că aici există două perspective importante, două aspecte importante pe care trebuie să le urmărim în acest tablou din Apocalipsa 19, chiar și 18. Știți ce vedem aici, în tabloul acesta? Vedem întâi de toate căderea prostituatei, Babilonului și înălțarea miresei lui Hristos. Capitolul 18 din Apocalipsa și 19 vedem căderea marii prostituate, Babilonul, și înălțarea miresei lui Iisus Hristos. Vedeți, El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei, și fumul ei, acestei prostituate, se ridică în sus în vecii vecilor. Dragilor, să-mi iertați limbajul, dar acesta este limbajul Scripturii. Prostituata reprezintă sistemul decăzut al lumii, plăcerile ei, poftele ei, mândria ei, curviile ei și pe toți cei ce trăiesc astfel. Aici vedem o cădere și vedem o înălțare. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Sunt date 5 motive pentru care Dumnezeu va distruge pe prostituatea cea mare, Babilonul. Și ca să facem o scurtă prezentare, vă aduc aminte. Vedeți, în Scriptură, în Apocalipsa, Dumnezeu spune poporului său: ieșiți din Babilon. Putea să zic că ieșiți din Egipt, ieșiți din Corint, ieșiți din alte localități unde imoralitatea era în floare. Dumnezeu a zis: ieșiți din Babilon, pentru că lumea, în vremurile din urmă se va reinstaura Babilonul. Ce înseamnă Babilonul? Întâi de toate, Babilonul înseamnă o alianță rea împotriva lui Dumnezeu. Vor face pact, vor crea o alianță, domnitorii pământului, președinții pământului și cu toți cei ce iubesc imoralitatea, corupția, desfrâul, vor face o alianță rea împotriva lui Dumnezeu. Și al doilea mare aspect al Babilonului este că se practica o religie a plăcerii. Misticism, păgânism, ocultism, vrăjitorie și toate aceste lucruri vor fi reînviate în vremurile din urmă și sunt reînviate în vremurile din urmă. Și vreau să vă dau 5 motive pentru care Dumnezeu distruge pe prostituata cea mare numită Babilon. Întâi de toate, va fi distrusă din cauza corupției spirituale. Găsiți asta în Apocalipsa 18, de la 23 la 24. Babilonul, marea cetate a timpului sfârșitului, nu va fi interesată de Dumnezeu. Va fi împotriva lui Dumnezeu. Prin urmare, va deveni, și ascultați ce va deveni pământul acesta, locul diavolilor și a închinării înaintea lor, locul oricărui spirit necurat, spirit murdar, va deveni cușca, închisoarea pentru fiecare pasăre necurată și urâtă. Vorbim aici despre imoralitate, despre desfrânare, despre adulter, despre homosexualitate, despre toate formele de comportament imoral. Pofta după
tot mai multe posesiuni și plăcerile pe care lumea aceasta le oferă va crește foarte mult. Vrăjitoria, închinarea la idoli, la diavolul, cititorii de palme în palme, ghicitorii, astrologia, toate aceste lucruri vor fi reînviate și eliberate pe pământ. Spre surprinderea noastră, vor fi foarte puțini oameni care vor crede și vor urma pe Iisus Hristos, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Babilonul și societatea vor fi corupte din punct de vedere spiritual. Căderea prostituatei și nimicirea ei va mai fi și din cauza faptului că a corupt națiunile, regii și negustorii. Cuvântul desfrânare ne spune ce înseamnă aceasta. Curvia înseamnă desfrânare spirituală, respingerea lui Dumnezeu și întoarcerea către alți dumnezei. Lumea timpului sfârșitului, dragilor, va fi caracterizată de zile de secularism, de umanism și materialism. Babilonul, capitala lumii, va prelua conducerea în societatea seculară. Va avea bogăție economică care va intoxica literalmente lumea aceasta în care trăim. Oameni de afaceri și comercianți se vor îmbogăți din cauza bogăției sale. Lideri, oameni de rang înalt, se vor îmbogăți din cauza bogăției sale. Al treilea motiv pentru care va fi distrus Babilonul, prostituatea cea mare, vedeți ce comparație, lumea aceasta fără Dumnezeu este considerată o prostituată. Îmi pare rău că poate pentru cineva sună urât, dar aceasta este Scriptura și Biserica lui Hristos este considerată mireasă. Ce context, ce contrast între cele două, o prostituată și o mireasă, da? Babilonul va fi distrus pentru că orașul va corupe oamenii prin secularism, spuneam mai devreme, da? Rezultatul tragic este că oamenii aceștia vor ieși din secularism. Secularismul, știți ce înseamnă? Că Dumnezeu l-a scos afară pe Dumnezeu din societate, din gândirea lor, din familiile lor, din trăirile lor, din tot ce vreți dumneavoastră. Problema cea mai mare este că oamenii aceștia vor intra în lumea spirituală, în afara prezenței lui Dumnezeu și vor fi judecați pentru lucrul acesta. Babilonul va fi distrus pentru că cetatea va prelua conducerea în persecutarea poporului lui Dumnezeu. Babilonul va persecuta poporul lui Dumnezeu. Va fi cel mai mare holocaust pe care l-a cunoscut lumea vreodată pe pământul acesta. Și apoi Babilonul va fi distrus din cauza gloriei de sine, a mândria, extravaganței egoiste și a îngăduinței. Să știți că distrugerea Babilonului se va întâmpla într-o zi. De fapt, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, căderea prostituatei se va petrece într-o singură oră. Într-o singură oră. Într-o oră urgirile morții, doliul și foametea vor mătura pe străzile orașului. Orașul va fi nimicit cu totul de foc, da? Prin puterea lui Dumnezeu. Distrugerea de oră de ei, să știți că se referă la o distrugere imediată precum cea care a căzut asupra Sodomei și a Gomorei sau la ceva care este la fel de puternic și exploziv ca o bombă atomică. Într-o singură oră Dumnezeu va nimici Babilonul. Vorbim aici despre o distrugere efectivă și violentă a Babilonului. Însă, dragilor, după căderea prostituatei, vedem în cuvântul lui Dumnezeu că după ce prostituata va fi înlăturată din drum, va ieși la iveală mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. Vom ieși la iveală noi. Cineva să zică aleluia. După căderea prostituatei se va ivi Biserica lui Hristos, mireasa lui Hristos, și vreau să vă spun în dimineața aceasta că aceasta va fi cea mai palpitantă experiență pe care o vom trăi vreodată noi, credincioșii lui Iisus Hristos. Într-o zi vom fi luați în brațe de către Prințul Cerului și vom fi duși, vom fi conduși în locul în care este palatul lui, da? Biserica, adică trupul lui Hristos, de la Fapte 2, de la cinzecime, de la revărsarea Duhului și până în ziua răpirii, va fi acolo împreună cu Prințul Cerului, cu Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Peste tot în Biblie, relația de dragoste dintre mire și mireasă este comparația a relației lui Hristos cu biserica sa. Efeseni 5:32, Apocalipsa 21:9, cântarea lui Solomon. Toate aceste aspecte fac referire la Hristos mirele și la biserica care este mireasa lui Hristos. Spunea un mare predicator că într-o zi a venit la el o învățătoare și a zis: am o mare problemă, elevii mei mi-au pus o întrebare la care nu pot să răspund. Și anume,
Elevii m-au întrebat de ce nu s-a căsătorit Iisus niciodată. La care predicatorul le-a spus, există un răspuns foarte simplu la această întrebare. Se va căsători. Se va căsători. Învățătoarea s-a uitat mirată la el și a zis, mă, predicatorul acesta și-a pierdut mințile. Cum adică se va căsători Domnul nostru Iisus Hristos? La care predicatorul a zis, Iisus este mirele și el se va căsători. Puteți citi totul despre nunta lui la sfârșitul Bibliei. Ce glorios, dragilor, că la nunta lui noi nu vom fi musafiri, nu vom fi doar invitați de onoare. La nunta lui noi vom fi mireasă. Noi vom fi mireasă. Fericiți sunt cei chemați la ospățul nunții mielului. Ne-a chemat la masa salvării și participăm cu bucurie la masa salvării. Acum Domnul ne cheamă la masa sfinților, la ospățul nunții mielului. În Apocalipsa 19, 6 cu 10 este descris efectiv ospățul de nuntă. Și pentru a aprecia cât de măreț va fi acest ospăț al nunții, este necesar să cunoaștem câteva aspecte și obiceiuri de căsătorie la evrei. Prima etapă era logodna. Aceasta se aseamănă cu logodna de la noi. Există un timp cumva intermediar între momentul în care băiatul o cere de soție și momentul în care pur și simplu se căsătoresc. Din momentul logodnei aparținea în mod exclusiv unul celuilalt. Se dăruiau în mod exclusiv, și acum dumneavoastră trebuie să știți că cu toate restricțiile impuse de cuvântul lui Dumnezeu, nu se dăruiau ca un soț și ca o soție. Însă se dăruiau sentimental, emoțional și cu tot ceea ce existau ei partenerului sau partenerei de viață. Așa am făcut noi când am venit la masa salvării. Ne-am logodit cu Hristos. Te voi logodi cu mine, cu bunătate și îndurare. Ne-am logodit cu El. Și acum noi suntem în perioada dintre logodnă și nuntă. Nu poți să participi la nunta mielului dacă nu te-ai logodit cu Hristos. Și a te logodi cu Hristos înseamnă să vii cu păcatele tale și să-L accepți pe El ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Dacă vrei, iertați-mă, dacă vrei să faci parte din mireasă, logodește-te cu Hristos. Altfel, oamenii care nu se logodesc cu Hristos vor face parte din Babilon. Și îmi pare rău că trebuie să spun asta, din marea prostituată a lumii. Poate că ne taie pe inimă acest cuvânt. Dar lumea este caracterizată ca fiind o prostituată. Biserica lui Hristos este caracterizată ca fiind mireasa de Hristos. Și după căderea marii prostituate va fi înălțarea miresei Domnului nostru Iisus Hristos. Când intervalul acesta de logodnă se sfârșește, mireasa începe să se pregătească, și asta facem noi, ne pregătim pentru marea nuntă, da? Să se împodobească pentru nuntă. Mirele este îmbrăcat în hainele sale cele mai bune și însoțit de prieteni, pleacă spre locuința logodnicei. Cumva obiceiurile acestea cred că și la noi au fost împrumutate de la frații noștri evrei. El își primește mireasa și o conduce acasă. În final are loc ospățul nunții. Festivitățile durează de obicei 7 sau chiar mai multe zile. În contextul nostru, să știți că ospățul va dura 1000 de ani. O celebrare de 1000 de ani. De bucurie. De atenție sporită asupra bisericii. Asupra fiecăruia dintre noi. Acum, dragilor, noi când alegem partenerul de viață, ne uităm să fie, de exemplu, să fie frumoasă, nu? Când m-a sunat colegul meu, Cosmin Rad, de la Târgu Mureș, și mi-a zis, Alin, este o fată aici în Târgu Mureș, mică ca tine, frumoasă, că el o plăcea pe Florina, dar Florina i-a zis, bă, băiatul, eu sunt pocăită, mie nu-mi trebuie relații pasagere, nu-mi trebuie. Ne uităm să fie frumoasă, ne uităm să aibă caracter, unii se mai uită să aibă și potențial financiar. În afară, doar două lucruri contează, bărbatul să aibă bani și femeia să fie frumoasă. Atât. Caracter nu contează, principii, valori, demnitate, astea nu mai contează. De-aia e și distrugerea asta afară. Deci eu când m-am uitat, i-am zis prima dată că nu vreau să o cunosc pe Florina. Mi-a zis, măi omule, tu trebuie să te căsătorești cu fata asta.
Mă, zice, e dusă ca tine cu Dumnezeu. Numai Dumnezeu, toată ziua Dumnezeu. Să vezi cum cântă, dacă o auzi cum cântă, eu deseori cântam cu el, dacă mă iertați-mă, cântam manele cu el. Și alte muzici din acestea. Mi-a zis, tu neapărat trebuie să o cunoști pe Florina. Și am zis, nu vreau, eram în dragostea din tâi, nu voiam să mă gândesc la căsătorie, voiam să mă dedic Domnului și... Mi-a zis, uite, notează-te, rog, măcar ID-ul ei de Messengers. Îți dau numărul de... Nu-mi da niciun număr de telefon, nu vreau. Florina, când a auzit că era lângă Florina, a zis, bă, un băiat serios. De obicei, băieți, dăm numărul de telefon, repede, să sunăm, să vedem ce... Și mi-a dat ID-ul ei de Messengers. L-am notat pe un bon fiscal. Și în fiecare dimineață venea femeia de serviciu de la Hotel Sport și voia să arunce bonul. Și spuneam, lăsați-l acolo și astăzi. Mă gândeam că poate o să-l bag, poate... Vreo două săptămâni mă întrebam... Deja sătul de atâtea întrebări, la aruncă, am zis, bag ID-ul de Messenger. Și am băgat ID-ul de Messenger și am zis, bună, Florina, sunt Alin. Mi-a răspuns și ea. După aia, când mi-a trimis poze... Ioan Botezătorul începea să gândească și la altă perspectivă. Când m-am întâlnit cu Florina, m-am dus în Gara de Nord, nu uit cât trăiesc eu. Eu eram un tip foarte conservator când am venit la viața de credință. Am fost sportiv, eram într-un fel anume, când am venit la viața de credință, cămașa închis aici la gât, cu părul, nu mai îmi dădeam cu gel în cap, că era păcat. Dar așa m-au învățat unii. Nu mă mai aranjeam cu niște cămașă largă pe mine, cu Biblia la sub braț, Gara de Nord și cu un trandafir în mână. M-am dus, Florina când m-a văzut, a zis, bă, parcă nu-i băiatul. Ne-am cunoscut, ne-am văzut, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit unul față de celălalt. Acum n-aș vrea să lezez pe niciunul dintre dumneavoastră. Când Domnul Iisus Hristos a uitat la noi, la mulți dintre noi n-am văzut nici frumusețe, n-am văzut nici caracter, mulți dintre noi n-am fost nici de viță nobilă, și n-am avut probabil niciun aspect care să încânte privirile. Probabil că unii dintre noi avem o frumusețe mai proeminentă. Dar să știți, când vorbim despre frumusețe, frumusețea trebuie să cuprindă întreaga persoană, cu suflet, cu caracter, cu personalitate, convingeri, tot ce este omul respectiv. Că marea tragedie e că oamenii au plecat de la etică și au ajuns să pună accentul doar pe estetic. Și acum important este să ai ambalajul plăcut și caracterul dezastruos. Când Domnul Iisus Hristos și-a ales mireasa, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți. Nu înseamnă că nu sunt. Sunt și printre noi înțelepți în felul lumii, sunt și din neam ales, sunt și puternici în felul lumii, dar nu mulți. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu, ascultați, a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. De viță nobile n-a fost nimeni de aici. Dar prin logodna cu Hristos ne-am primit demnitate regală. Și am devenit de viță nobilă. N-am fost nici prinț, nici prințese. Am fost oameni pe care păcatul i-a mutilat din toate punctele de vedere. Și mirele a venit și ne-a ales pe noi, pe mine și pe dumneavoastră. Dragilor, de-a lungul vremurilor, nenumărați oameni au fost preocupați pentru a răspunde invitației lui Hristos de a sta la masa salvării. Hai, Răzvan, că ne apropiem de final. Oamenii au refuzat masa salvării. La masa sfinților, la ospățul nunții mielului, nu poate nimeni să ajungă dacă nu a stat la masa salvării. Spunea la un moment dat cântăreața profesionistă Rutana Metzgar, ea relata această întâmplare și vorbea despre importanța de a răspunde invitației și de a avea numele pe listă.
Cântăreața fusese invitată să cânte la nunta unui om foarte bogat. Conform invitației, recepția urma să se țină la ultimele două etaje din turnul Columbia Tower din Seattle, cel mai înalt zgârie nord din partea nord-est a Statelor Unite. Ea și soțul ei, Roy, erau foarte emoționați de participare la nuntă. La recepție, chelneri în frac ofereau aperitive delicioase și băuturi exotice. Mirele și mireasa s-au apropiat de o scară frumoasă din sticlă și alamă care ducea la etajul superior. Cineva a tăiat în mod ceremonial o fundă de satin care bloca accesul către scări. Au anunțat că ospățul nunții urma să înceapă. Mirele și mireasa urca pe scări, urmați de musafirii lor. La capătul scării, cineva cu o carte legată îi întâmpina pe oaspeți în afara ușilor. Îmi spuneți, vă rog, numele? Eu sunt Rutana Metzger, iar acesta este soțul meu, Roy. Acel om a început să caute în liste la litera M și apoi a spus: îmi pare rău, nu găsesc numele. Vreți să îl silabisiți? Rutana și-a spus numele pe litere încet. După ce a cercetat din nou cartea, șeful de sală s-a uitat spre ei și le-a zis: îmi pare rău, dar numele dumneavoastră nu este aici. Trebuie să fie o greșeală, i-a replicat Rutana. Eu sunt cântăreața Rutana Metzger. Acel domn i-a răspuns: nu contează cine sunteți. Dacă numele dumneavoastră nu este scris în carte, nu puteți participa la ospăț. I-a făcut semnul lui chelner și i-a cerut să o conducă la liftul de serviciu. Cei doi l-au urmat pe chelner, trecând pe lângă mese frumos decorate, încărcate cu creveți, bucăți de somon, afumat și sculpturi de gheață, măiestrici oplite. Lângă zona ospățului, orchestră se pregătea să cânte, toți muzicienii fiind îmbrăcați în costume albe strălucitoare. Chelnerul i-a condus la liftul de serviciu și tot chelnerul a apăsat litera G de la ground, de la garaj, și a trimis la garaj. După ce au plecat, după un timp, Roy, soțul lui Rutana, s-a uitat spre ea nedumerit și a zis: dragă, ce s-a întâmplat? Totuși ești Rutana Metzger. Puteți să o căutați pe internet că o găsiți. Când a sosit invitația, eram ocupată. I-a răspuns Rutana: nu m-am deranjat să răspund. În plus, eu eram cântăreață, Rutana Metzger. Cu siguranță ar fi trebuit să pot participa la recepție fără să îmi confirm participarea. Rutana a început să plângă. Nu doar pentru că ratase banchetul cel mai generos la care fusese invitată vreodată, ci și pentru că dintr-o dată gustase cum vor fi lucrurile într-o zi pentru oamenii care vor sta înaintea lui Hristos și vor descoperi că numele lor nu sunt scrise în cartea vieții. În ziua aceea nimic nu va mai conta. Că ai fost cântăreț, că ai fost cântăreață, că ai fost om celebru, că ai fost vreo personalitate politică, artist, actor, tot ceea ce va conta va fi dacă ai stat la masa salvării. Dacă ai stat la masa salvării. Invitația este pentru oricine. Și ultimul ospăț, și cu acesta închei în dimineața aceasta. Ultimul ospăț pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, întâi de toate, masa salvării. Să mulțumim, Doamne, că suntem la masa salvării. Ce sentiment glorios! Ne-am logodit cu Hristos și așteptăm nunta. Cum spunea acel predicator, Hristos se va căsători. Da? Și magnitudinea cununiei o găsim în cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa. Ce frumos va fi acolo! Vedem aici masa sfinților sau ospățul nunții mielului. Și ultima cină pe care o găsim în Apocalipsa este cina suferinței, sau în mod ironic numită ospățul cel mare al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva cât se poate pe românește în dimineața aceasta. Cine nu mănâncă și nu bea trupul lui Hristos ca să aibă viață, trupul lui va fi mâncat de păsările cerului. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor:
tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului. Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare. Aici nu mai sunt chemați oamenii la ospăț. Sunt chemate păsările la ospăț ca să mănânce trupurile căzute de lovitura lui Dumnezeu. Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni slobozi și robi, mici și mari. Ospățul lui Dumnezeu numit în mod ironic. Aici se va consemna distrugerea dușmanilor lui Dumnezeu înainte de inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. Vedem aici, dragilor, că la ospăț sunt invitați să participe vulturii. Ei se vor hrăni, iertați-mi expresiile din dimineața aceasta, cu hoiturile celor uciși de Domnul, oameni din toate categoriile sociale, mici și mari. Aceasta este o invitație adresată la sfârșitul războiului de la Armagedon pentru ca păsările de pradă să aibă un ospăț special. Dacă vreți, aceasta este cea mai nenorocită condiție în care să-ți închei viața. Aduceți-vă aminte că David s-a dus înainte lui Goliat și ce a zis Goliat despre David? Că îi va da trupul păsărilor cerului. Numai că acest Goliat, care este dușmanul lui Dumnezeu, este răsturnat și trupul lui va fi dat păsărilor cerului, păsărilor cerului. Concluzie, dragilor, pentru că mai sunt câteva lucruri, dar nu vreau să vă spun despre faptul că acolo va fi cel mai mare holocaust cunoscut vreodată în istorie. Există șanse mari să fii în dimineața aceasta aici și să refuzi să participi la cina salvării. Dacă nu ești mântuit, vreau să spun că ești într-un mare pericol. Ori ești mireasa lui Hristos, vă invit cu respect să vă ridicați. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, fă tot ce trebuie ca să stai la masă cu Domnul. Sângele Lui te iartă de orice păcat. Salvatorul este prezent aici. Apoi pregătește-te pentru nunta mielului. Am un prieten bun care a început cu Domnul și pe parcurs a fost biruit din nou de alcool și de plăcerile lumii. A ajuns să fie din nou alcoolic. Într-o noapte a avut un vis. Când m-am dus la el acasă, omul acesta care vorbea din cuvântul lui Dumnezeu avea 17 sticle de bere lângă pat, toate desfăcute și băute. Și când l-am văzut, nu mi-a venit să cred. Și plângea și spunea, nu mai pot să mă las. Sunt din nou sclavul acestei dorințe. Și într-o noapte, omul acesta a visat că a ajuns într-un mare templu. În templul respectiv, care era atât de dimensiuni imense, în mijlocul templului respectiv, palatului respectiv, era o masă enorm de lungă. Deci am intrat, nu-mi venea să cred, am fost poftit în palatul respectiv. Am ajuns la un moment dat în capul mesei și cineva mi-a zis, așează-te. Mi-a tras scaunul, m-am așezat în capul mesei și la un moment dat persoana care mi-a vorbit a dat indicații unui ospătar de acolo să-mi aducă ceva să mănânc. Și mi-a adus ceva să mănânc, mi-a zis și cum se numește mâncarea. Zice, da, am uitat. Mi-a pus mâncarea în față, am luat tacâmuri, m-am uitat, totul era pregătit, arăta extraordinar. Depășește cu mult imaginația, puterea de imaginație a omului. Și zice, l-am luat repede, grăbit, tacâmurile ca să mănânc, că mi-era foame. Am tăiat. Și când am luat prima înghițitură de mâncare, mi s-au deschis ochii, am început să plâng și am știut că persoana care stătea în spatele meu cu mâna pe umărul meu era Iisus Hristos. Eu vă redau cuvintele lui. Alin, mă simțeam ca un dobitoc și cu o voce dulce și blândă mi-a zis pe nume, vrei să pierzi tot ce am pregătit eu pentru tine aici? Pentru viața scurtă de pe pământ? Vă invit, dragilor, să stăm împreună la masa salvării.
Mărturisiți-vă păcatele înaintea Domnului și stați la masa salvării în dimineața aceasta. Pentru că urmează ospățul nunții mielului, masa sfinților, când vom sta acolo cu Domnul nostru Iisus Hristos. Evenimentul cel mai important, cel mai cosmic, cel mai universal. Când noi, cei neînsemnați de pe pământ, vom fi în centrul atenției Universului. Să ne rugăm înaintea Domnului. Invit slujitorii să se apropie de masă. Și nu uitați, dragilor, va veni o vreme când lumea aceasta, caracterizată ca fiind o prostituată, va cădea. Și Biserica lui Hristos, caracterizată ca fiind mireasă, va fi înălțată. Când vorbim despre Babilon și despre căderea Babilonului, unii dintre dumneavoastră veți zice, va face Dumnezeu chiar așa? Vreau să vă aduc aminte încă o dată. Babilonul este reprezentat de oameni care fac în mod intenționat și deliberat alianță rea împotriva lui Dumnezeu. Oameni care au dezvoltat o nouă religie a plăcerilor, deviante. Și pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu va face dreptate într-o zi.